Guvernul României vine joi la Timișoara o premieră pentru orașul de pe Bega. În cadrul ședinței programată să se desfășoare la prefectura județului Timiș, vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici pentru construirea stadionului Dan Băltinișanu. Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, spune că președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, încearcă să blocheze venirea guvernului. Vreau să spun din start că nu va reuși să blocheze nimic. Că îi convine, că nu-i convine, guvernul va veni la Timișoara, va adopta acea hotărâre, dar și altele pentru Timișoara și pentru Timiș, având obligația să o facă, e adevărat. În același timp, acțiunile acestea, prin care, repet, încearcă să murdărească cu orice preț această premieră, această manifestare a Guvernului României de bună credință față de Timișoara, o manifestare a solidarității, cum vă spuneam, și a nevoii ca Guvernul României să-și întoarcă atenția și spre municipiul și orașul nostru. Simonis continuă acuzele la adresa lui Nica. Socialdemocratul susține că președintele CJ Timiș minte, manipulează și după 4 ani de mandat are 0 realizări. Domnul Nica nu are niciun proiect cu care se poate lăuda în acești 4 ani de zile de când este președinte al Consiliului Județean. Și cumva, fiind în campanie electorală, e firesc, neștiind să spună nimic despre ceea ce a făcut, pentru că n-a făcut nimic, e firesc să arunce cu noroi, să mintă, să manipuleze, să facă scandal. De altfel, domnul Nica și-a construit întreaga carieră pe scandal. La începutul precampaniei electorale, președintele PSD Timiș a cerut proiecte, strategii și o luptă politică corectă, însă, potrivit lui Alfred Simonis, Alin Nica a intrat în joc cu materiale neasumate denigratoare.